pe voi, apostoli slăviți a lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiți stâlpi ai bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici și ți-a dăruit harul să întărești în credință pe toți frații tăi. Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din dușman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăți neamurilor toate comorile învățăturii creștine. La voi ne rugăm, când o sânda unei judecăți nedrepte se abate asupra vieții noastre, să îi îndepărtați pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, vă bucurați de vederea Lui în slava cerească. Rugați-L pe Domnul Secerișului să trimită lucrători sârguincioși în ogorul tău, pentru ca toți oamenii de bună credință să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică. Slăviți apostoli Petru și Pavel, să ascultați rugăciunea noastră, credincioși încercați de cumplite necazuri, să fiți milostivi și să îndepărtați din viața noastră furia dușmanilor porniți să ne doboare cu orice preț. Doamne, învață-mă să-ți cunosc mărirea și bunătatea, dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru supărările ce am făcut altora. Fă să am dragoste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce îmi vin din partea lor, făcând porunca ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău. Pe cel ce mă blesteamă îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjmașul, îi voi da pâine, iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica și de se va rătăci, îl voi povățui. Doamne, eu nu sunt decât un om neputincios, de aceea ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferințele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi. Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem viețui pe pământ cu pace, cu bucurie și să-ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, care de bună voie ai primit moartea pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc, și ca un mielușel fără de glas, împotriva celui care îl înjunghie, așa nu ți-ai deschis gura, căci pe cruce fiind răstignit între cei doi tâlhari și bagiocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer ți-ai ridicat ochii și cu bunătate te-ai rugat, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Tu, Doamne, ne-ai învățat să nu stăm împotriva celui rău și ai zis, de te va lovi cineva peste obrazul cel drept, întoarce-l și pe cel stâng. Asemenea, Tu ne-ai poruncit zicând, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei care vă vatămă și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Părintelui vostru cel din ceruri, căci El răsare soarele Său peste cei buni și peste cei răi și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. Tu însuți, întru tot bunule împărate, caută la mine nevrednicul robul Tău și dă-mi tărie, ca să nu mă mânii împotriva vrăjmașului meu,
și să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, căci numai al meu este a răzbuna, grăiește Domnul. Iar nouă făpturilor celor după chipul și asemănarea ta ne-ai poruncit tu însuți, ca să nu apună soarele peste mânia voastră și daruri la sfintele tale altare, să nu ducem până nu ne vom fi împăcat mai întâi cu cei neînțelegători cu noi. Tu, deci, care în luminoasa și sfânta rugăciune Tatăl nostru ne înveți să ne rugăm zicând și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, ajută-mi mie, Doamne, ca potrivit cuvintelor tale să răsplătesc cu bine celor care mă urăsc, celor care mă vatămă, celor care mă prigonesc. Dă-le, Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea, ca să Te cunoască pe Tine și poruncile Tale, curățește-le inima și omlădie, ca să-și vadă greșelile și să se căiască de nedreptățile lor. Nu-i lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire și în păcat. Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă și să se mântuiască și să fie vii într-o împărăția Ta. Doamne, învață-mă să-Ți cunosc mărirea și bunătatea, dă-mi inimă curată și lesne iertătoare și căință pentru supărările ce-am făcut altora. Fă să am dragoste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând porunca Ta. Iar mie, Stăpâne, dăruiește-mi duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, pentru ca în pace și cu bucurie pururea să grăiesc către Tine unele ca acestea. Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin, amin.